Salut! Suntem la cea de-a doua parte a HD Party, cu speranța că v-a plăcut primul episod și ați căutat pe Facebook, ați dat like la pagină, ați văzut că am făcut acolo și un concurs. O să vedeți un material cu două dintre fetele care au câștigat un abonament la o locație în care noi am făcut o petrecere. Chiar îs bucuros că deja am fost invitat la multe alte petreceri. Una dintre ele este Marea Blăneală de la Strei, care în seara asta e Mare Blăneală. Tot în seara asta la Club Tărabostes este Fly Project. Să nu uităm că există Route 68, de exact în acest weekend. Noi am fost și ieri, o să mergem și în seara asta. Am vorbit cu băieții de la Vița de Vie, am vorbit cu băieții de la Paraziții, o să vorbim în seara asta cu băieții de la Zdob și Zdub. Și după ce se termină emisiunea, puteți să vă urcați în mașină și să mergeți la Gurasada Park, unde e o mega locație, după cum o să vedeți în materialul ce urmează. Avem un material la Spuma Party, avem un material cum se plictisesc fetele într-o zi ploioasă. Pentru respectul care îl aducem colaboratorilor noștri și prietenilor noștri, cei care ne ajută, unul dintre cei care ne ajută foarte mult este Big Boss YouTube și fratele Facebook. De aceea o să vă prezentăm un material de pe YouTube. Am mai fost chemați de băieții din Deva cu mașini tunate să mergem la Rad. Nu, ne pare rău, n-am ajuns până acolo, dar sigur o să avem imagini de acolo și o să vi le prezentăm. Până una alta, să dăm drumul la HD Party, episodul 2. O să înceapă cu Spuma Party din Aqualand. Sigur o să vă placă, au fost DJ, au fost animatoare. În seara aceasta ne aflăm la Aqualand, la o petrecere inedită. Mai multe despre petrecerea din această seară o să ne zică domnul director. Bună seara, vă mulțumesc în primul rând că sunteți alături de noi. În această seară avem un eveniment inedit, este prima ediție a Spuma Pool Party. Cu siguranță nu va fi ultima ediție și acest lucru vi spun deoarece feedback-ul este unul pozitiv, lumea se simte bine, ceea ce ne face să credem că vom mai face astfel de evenimente pentru tinerii care vor să se recurească în zilele caliculare și de ce nu să se distreze alături de noi. Cum de v-a venit ideea de Spuma Party la Aqualand? Noi am mai făcut astfel de acțiuni, astfel de petreceri, doar că am zis să fie ceva inedit, să fie ceva special. Ăsta este motivul pentru care am recurs la organizarea acestui eveniment cu multă spumă, spectacol de animație care va fi ceva mai târziu și câteva jocuri tematice. Să înțelegem că vreți să atrageți și pe timpul serii un alt target decât cel de zi. Da, cu siguranță, ăsta este obiectivul nostru. Obiectivul meu ca și administrator este să aduc cât mai mulți clienți. Astfel am considerat că este necesar să mărim puțin ora în care este deschis complexul nostru și cu această ocazie să facem cât mai multe evenimente. I'm going to go.
O seară de vineri, chiar seară, da, întuneric afară, petrecere mare la Aqualand, petrecere cu spumă, spuma pool party, unde a fost plin de piele, să zic așa, dar piele feminină, foarte multe, multe fete, a fost o muzică bună, a fost animație bună și multă spumă în apă. Ce mai vrei? Dansezi, te bălăcești, bei, mănânci, te masezi. Ia zi tu, PC, ce ți-a plăcut ție cel mai mult aici? Cel mai mult? Mi-au plăcut oamenii, care au fost super ok, distracție maximă, bere bună și spumă multă, bineînțeles. Doar e spuma party, nu? Da, vă, ce vi s-a părut mai wow așa aici? Da, am mai fost la pool party, e super, trebuie să se mai organizeze de multe ori. E foarte frumos, plăcut, e seară, oamenii se distrează foarte mult și e chiar foarte plăcut, relaxant. Animatoarele drăguțe. Îmi place foarte mult. De ce? Că ne-am distrat, era muzică faină, bună. Apa. Ok, cald așa. Băieți, salvamar, chestii minuni. Da, dar oricum, v-am zis ce era important. A fost fete, a fost lume, a fost spumă, a fost apă, a fost tot ce trebuie unei petreceri. Începând de la mâncare, băutură și mega iureș. O petrecere high definition, HD party. Ciao! Am spus la început de Route 68, la Gurasada Park. Este un festival la a doua ediție. Da, să nu vorbesc eu prea mult și să lăsăm materialul să curgă. Sigur o să vă placă. Să nu uitați că în seara asta și mâine încă mai puteți merge. Sunt doar 30 de kilometri până la Gurasada Park și merită. Merită zdob și zdub, merită locația, merită petrecerea de acolo. Îl avem pe Adi Urițescu lângă noi, unul dintre organizatori. Bine te-am găsit, Alina, bine te-am găsit, prietena lui Alin. Da, ok. Zine ceva despre Route 68. Ok, Route 68 e un festival care e la a doua ediție. Anul ăsta așteptăm mai multă lume decât anul trecut. Anul trecut a fost, bineînțeles, prima ediție. Am avut un pic ghinion cu vremea, sper să nu se repete aceeași pasă proastă de anul trecut. Anul ăsta văd că vremea ține cu noi. În aproximativ într-un sfert de oră dăm drumul la tot festivalul ăsta. El o să întindă pe joi, astăzi, mâine, vineri și sâmbătă. E ultima zi, practic. Duminică e ultima zi, fiindcă duminică am hotărât să închidem, multă lume merge la servici, așa mai departe, și am hotărât să-l facem de 3 zile, joi, vineri, sâmbătă. Spre deosebire de anul trecut, asta e noutatea, avem două scene, e o scenă mare, mai e o scenă mică pe care o să evolueze, am zis noi, artiști în afirmare, pe care i-am invitat, o să participe la un concurs. La scena mare, țin să amintesc, vor evolua Paraziții, Zdob și Zdob, Țapinarii, Eco, Luna Amară, Subscribe, o grămadă de trupe faine pe care merită să veniți să le vedeți. Merită în primul rând să veniți, fiindcă avem tot locul ăsta, toate facilitățile, practic nu vă lipsește absolut nimic să vă petreceți un weekend de minune cu muzică marfă, nu zilele orașului, nu alte manifestații de gen. E un loc unde trebuie să fii nonconformist în primul rând și
să dai frâu imaginație, să faci exact ce vrei și ce-ți place. Ce pot găsi, de exemplu, fetele aici? O avem pe Iza lângă noi. Ce vor găsi fetele în afară de băieți frumoși și vedete? Ok, de fete ce să zic? Fetele poate să găsească, sunt ateliere de pirogravură, dacă vor să vadă, e un atelier de ceramică, mai e un atelier de teatru, unde fetele poate să învețe să joace teatru în fața. Cred că sunt experte. Exact. Și altceva să mai zic, handmade, o grămadă de handmade, poate să-și cumpere fetele o grămadă de brățări, tricouri, tot ce vor. Și în primul rând găsesc bună dispoziție, vreme faină și băieți faini și atmosferă faină, asta e tot ce contează. Am văzut că aveți loc de campare. Locul ăsta de campare are tot ce ține de facilități, adică poți să faci un duș, poți să faci... Da, avem în ceea ce privește facilitățile. Avem încheiat un contract cu o firmă care asigură în primul rând partea de, na, să zic, de WC-uri mobile și așa mai departe, se poate face dus, sunt dușuri amenajate, bineînțeles, ele contracost, vrei să fii curat, trebuie să plătești și acasă facem chestia asta. Altceva, locurile de campare sunt amenajate, nu trebuie să vă fie frică de ploaie, haideți încoace număr cât mai mare. Sper să vă văd mâine aici pe toți. Și acum, întrebare șoc de la PC. Cam câți oameni se implică în organizarea acestui eveniment? În momentul de față, în organizare, ca și staff, suntem în jur de 50 de persoane, cam așa. Fiecare suntem pe departamente, e departamentul, să zic, de workshop, e departamentul de cei care au grijă de participanții la festival, cei care duc participanții la festival către zonele de campare. E partea, divizia care se ocupă cu partea de trupe, de PR, de artiști și așa mai departe. E partea de foto, video, sunet, plus avem voluntari care adună în primul rând mizerile de pe jos. Dacă vă uitați de jur împrejur, e foarte multă vegetație și natură și vrem să mergem tocmai pe trendul ăsta, să fim cât mai eco și să încercăm să păstrăm cât se poate curățenia, lumea să se comporte foarte civilizat. Cât despre organizare, pot să zic că festivalul e organizat de Intuition Media în colaborare cu grupul Belevion, grupul de firme Belevion. Avem foarte mulți parteneri, mulțumim pe această cale partenerilor că au fost alături de noi. E multă muncă și e păcat ca 50 de oameni să muncească în zadar. Tocmai de-aia trebuie să veniți și să susțineți festivalele de gen. Haideți în număr cât mai mare. Și cum ți-a venit ideea? Ideea nu pot să zic că mi-aparține în totalitate. Ideea a fost a mai multor oameni. În primul rând a lui Dan, Irina, Percy, Bunicu, Marcel, foarte mulți oameni, Ionela. Ideea ne-a venit acum 2 ani, când grupul nostru de firme a organizat un party. La party-ul respectiv am avut invitate niște trupe live, a ieșit foarte ok, practic a fost un team building. Și din team building-ul acela am zis, bă, hai să încercăm să facem ceva la un nivel mult mai mare. Și uite că eu zic că am reușit a doua ediție, să creștem un pic ștacheta și să ridicăm festivalul. Anul ăsta avem 2 scene, poate la anul ăsta avem 3 scene și multe alte facilități în plus. Haideți că avem tiroliană, fun park, traseu de cățărat, biciclete, toate distracția, bere multă, fete faine, băieți ok și atmosfera ok. Câți participanți ați avut anul trecut? Anul trecut, în ciuda vremii capricioase, au fost în jur de 2000 de persoane, cam așa. Asta în ciuda ploii care nu ne-a dat pace. Anul ăsta sperăm să avem peste 2000 de participanți. No, bine, Adi, îți urez succes și... Mă bucur. Ok, mulțumesc frumos, mai bine. Yes. Hey. Mai vorbim. O avem alături de noi pe Irina. Irina este producătorul și big boss de la Rule 68 și o să ne spună ea câteva cuvinte despre festival, despre locație, despre oamenii implicați și munca care au depus aici. Păi, Rule 68 Summerfest este, zic eu, cel mai mare festival din vestul României până la urmă. E evenimentul care se vrea rivalul evenimentelor din capitală.
e evenimentul care pune vestul pe harta distracției din România și atunci noi încercăm să facem cât putem să iasă bine, să se simtă lumea bine și să ne atingem obiectivul ăsta până la urmă. Ce înseamnă ca logistică, ce înseamnă ca oameni? Păi înseamnă cam cel puțin jumătate de an de muncă, înseamnă cam cel puțin în perioada dinaintea festivalului o lună nedormită, înseamnă foarte mulți nervi și înseamnă o satisfacție foarte mare, înseamnă foarte multă lume care vine și se distrează, se simte bine, acum vorba aia, bea, petrece, își face prieteni, ascultă muzică bună și cam asta e Route 68 Summerfest până la urmă. Unde v-a venit ideea să faceți un festival aici, aproape de Deva, în județul Hunedoara? Hai să râzi, nu ne-a venit ideea să facem un festival. Ideea a fost, hai să facem un concert la Gura Sada, după care am zis, hai mă, facem două, chemăm și noi două trupe. Și de la două au ieșit 20 anul trecut și de la 20 au ieșit două zile și peste 2000 de oameni și uite unde suntem astăzi, 41 de trupe și DJ. Noi ne așteptăm la cel puțin 5.000 de oameni weekendul ăsta, cu tot cu ploaie, cu tot cu vremea rea. Nu o să plouă, nu o să plouă. Vă ajută mult și locația. Aveți aici în spate, chiar am văzut, sunt, cum se numesc astea? E un traseu pentru ăștia mai cu mult curaj, nu? Nu, hai să fii surprins. Este un traseu pentru persoane între 10 și... Acum depinde cât te duce fizicul și la 50 de ani și la 60 de ani, dacă reușești să te menții în formă. Sunt niște trasee de escaladă suspendate prin copaci, e foarte mișto. Antrenant, îți testezi limitele un pic. Eu personal l-am făcut, m-am coborât după primele două platforme, dar încurajez pe restul. Te încurajez, te provoc să te dai. Mâine o să ne dăm și noi. Cum de-a venit o bucureșteancă, să zic așa, în provincie? Bucureșteancă a venit în provincie de acum vreo 20 de ani în zonă și s-a îndrăgostit de zonă și atunci a decis că decât să promoveze Bucureștiul, mai bine promovează Ardealul, Banatul, Grișana. Suntem undeva la Ardealul-i Fruncea. Ardealul-i Fruncea, Banatul-i Fruncea, Grișana-i Fruncea, capitala... Ce? Capitala e capitală, să nu zicem altceva. Ce ne poți spune de locurile de campare? Cam ce suprafață aveți aici unde se desfășoară festivalul? Sunt 10 de hectare de pădure. Practic, publicul poate să campeze oriunde. Printre copaci, după copaci, sub copaci, unde se simte mai bine, mai confortabil, mai discret. Ca să zic așa, avem și servicii moderne, deci nu e problemă, dușuri pentru doritori. Noi ne place să credem că avem un public educat, deci mă aștept să le și folosească. Avem dușuri moderne, deci practic le punem la dispoziție toate condițiile. Cea mai tare chestie mi s-a părut jetoanele pentru consum. Deci aici toată lumea poate să aibă card. Cum de v-a venit ideea asta și mai ușor de gestionat sau... În principal este într-adevăr o motivație organizațională. Este mai ușor de gestionat pentru noi, evidența este mai ușor și mai sigur, de altfel și pentru noi și pentru public. Pentru că până la urmă nu mai stai să-ți faci griji că își pică banii din buzunar sau că ai mulți bani la tine, aolă, unde îi pun. Îți iei jetoanele acelea, îți iei eventual o borsetă, noi le recomandăm să vină să-și țină oricum obiectele personale în buzunare cu fermoar sau ferite, ca să zicem așa. Da, lumea se obișnuiește, e un sistem folosit în afară de foarte, foarte mulți ani și cred că e timpul să ne educăm și noi un pic, mai ales aici în vest, unde suntem mai aproape de Occident. Eu îți mulțumesc, Irina, și vă doresc succes în continuare. Tu ce poți să ne zici, știu eu, ca să-i instigi? Emisiunea se difuzează sâmbătă. Sâmbătă încă mai pot veni pentru sâmbătă și duminică. Sâmbătă o să cânte... Sâmbătă o să cânte Zdob și Zdub și chiar vă așteptăm, băieții abia așteaptă să vină. Să fie frumos, să fie multă lume, chiar vă așteptăm. Așteptăm pe toată lumea. Dacă vreau să-mi cumpăr o amintire de aici, cam ce mi-ai recomandat să-mi cumpăr? Păi anul ăsta avem pentru doamne și domnișoare vreo câteva fete foarte, foarte talentate care fac niște cercei foarte mișto și niște coliere și gentuțe și... Practic, tot ce îi place unei fete să găsească, suveniruri pentru fete. Avem și pentru băieți, în schimb. Avem niște standuri unde pot să-și cumpere tricouri de rocăreală, pot să-și cumpere lanțuri. Eu am primit unul și îi mulțumesc lui Cristi.
da. Am și... Nu, asta întâmplător mi-am luat o suvenir din altă parte. Dar cine știe, poate anul viitor o să-și cumpere și, nu știu, promoționale cu Route 68 Summerfest. Îți mulțumesc mult, Irina. Eu vă mulțumesc. Descoperi talentul. Nu pot spune eu despre mine că am talent. Eu pot spune că am o pasiune pentru muzică. Talent, publicul poate hotărâ. Pur și simplu, a venit peste mine. Și nu m-am mai lăsat de atunci. Erai la grădini și... Nu chiar la grădini, în școală. Undeva am început să fac chitară clasică și prin clasa 6 a venit ceva și mi-a arătat o formulă de la Sex Pistols și de atunci am ajuns să fac asta. Și cum crezi că o să evolueze muzica ta... în România, sau nu numai? Wow, intrăm în metafizică. Habar n-am, nu știu. Ca să revin la prima întrebare, facem muzică din pasiune, ne place să facem lucrul ăsta și nu ne gândim nicio secundă la proiecția muzicii noastre în viitor. Pur și simplu o facem pentru că așa simțim nevoia. Și clasica întrebare, binecunoscută de fiecare dintre noi, câți vor concerta în seara asta? Întrebarea clasică era câte trupe vor cânta în seara asta. Cu siguranță mai mult de 3. Ok? Ciao. Mersi, ciao. E o zi de vineri, dă să plouă, terasele sunt cam goale, orașul cam pustiu, fetele se plictisesc. Două dintre fetele care au dat bine în imaginile noastre din episodul trecut au fost invitate. Avem un material cu două fete frumoase care, datorită vremii de afară, o vreme ce dă să plouă așa, terasele pustii, nu prea aveau ce face și au zis să meargă la shopping. Magazinul Efect ne-a găzduit și am filmat noi pe acolo cum probau diferite ținute. E weekend, picură, e cam trist că picură, dar o să mergem să vedem că sunt câteva proverbe. Că atunci când plouă se numără banii sau se... Astăzi ne focalizăm puțin pe fete. Avem 3 câștigătoare. Au câștigat câte o intrare all inclusive la Aqualand. O să intrăm într-un magazin de haine de fete și sigur o să avem ce vedea acolo. Muzica.
ia prietena voastră la cumpărături și se încinge cardul. Cardul. Stai, vă rog. Haideți. Card. Dacă se încinge și ia foc, mai bine nu mergeți cu ele, ziceți că aveți treabă. Trebuie să faceți pana. Verdele mento și se dă o pază de culoare rochie. Sunt în trend sau nu? We'll be right back.
voie să vedeți un material de câteva minute. Dar noi am stat exact 2 ore 40. Noi am vrut doar să vă arătăm tendințele verii. Fetele de aici, de la magazin, mi-au zis că se poartă verdele mentă, se poartă foarte multe accesorii, cum ar veni fermoare aplicate. După cum ați văzut voi din materialul filmat înainte, depinde foarte mult de cine poartă hainele, dar și ce haine sunt. Așa că veniți la Efect aici, că aveți de unde găsi ceva fain pentru fata, nevasta, prietena, iubita, amanta voastră. Vă doresc vizionare plăcută în continuare! Ca o mulțumire adresată YouTube-ului, o să prezentăm unul dintre cele mai vizualizate filmulețe. Sigur o să vă placă și vouă ceea ce face Camblock.
the track, dance missions. Thugs like stones, we act like stone victims. And hurry and war reflects on the dance floor. Blowing up, and having mad people showing up. Packing crowds, jam-packed venues. Needles collapse while atmospheres continue. Sprinkle that, winning like that, moving like that, hitting like that. The melody is fat, yo, I'm on the energy source. The cosmic force, with prodigy, flipping astrology. My intellect's the power, the diesel power. Cam asta a fost emisiunea. Eu vă spun să nu ezitați să ne dați like la pagina HD Party. Ne vedem săptămâna viitoare tot la 18:30. Să nu uitați de lunea să ne căutați și pe YouTube. Asta a fost pe ziua de azi. Ne vedem săptămâna viitoare, sâmbătă, de la 18:30.